Melek, episodul 56, rezumat, Defne se întoarce acasă la familia ei, dar își ascunde valiza și nu le spune că Zumrud a scos-o afară din casă. Ca să nu îl întristeze pe Omer, lui îi spune că vrea să stea câteva zile cu Melek pentru că a început radioterapia. Zumrud merge după ea a doua zi și îi spune să se întoarcă acasă, însă ea refuză. Kadri își dă seama că a scos-o afară și îi spune lui Omer să o întrebe pe bunica lui de ce a plecat Defne. Atunci și Omer își dă seama că Zumrud a alungat-o și îi spune că va pleca și el, după aceea îi promite lui Defne că nu se va mai întâmpla așa ceva și îi spune că nu se mai întoarce acasă nici el și că vor sta la familia ei până se vor muta la casa lor. Alpay se trezește, dar eliberarea lui Halil depinde de declarația lui. Kerem merge la el și îl roagă să nu îi tulbure și mai mult familia cu o declarație împotriva lui Halil. După aceea merge și Zeyt Ali să negocieze cu el. Alpay este de acord să recunoască faptul că el l-a instigat pe Halil prin șantaj, dar vrea în schimb conacul familiei Karadagh din ambiție, pentru că Zeyt Ali nu l-a considerat demn de familia lui. Zeyt Ali acceptă, dar înainte se consultă cu Nefise. Halil află de la avocatul lui că Alpay nu este donatorul lui Melek și se întristează că s-au întâmplat atâtea din cauza unei minciuni. Kenan se întoarce în oraș și află ce a făcut Alpay. Toți îl învinuiesc pe el, spunând că de la el și-a luat Alpay curajul de a face toate acestea. Kenan o întâlnește pe Vildan în piață și îi spune că nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat și că a făcut ce este nevoie pentru ca Halil să fie eliberat. Apoi pleacă înainte ca ea să îi răspundă și nici de data aceasta nu află că ea nu a corespondat cu el prin scrisori. Shirhani și Karadagi nu sunt singurii care încearcă să-l convingă pe Alpay. Kenan îl presează și el, amenințând că îl denunță și de poliției dovada ce o are împotriva lui. Sătul să-l găsească pe Kenan în fața lui la fiecare pas. Alpay vrea să scape de el și îi spune lui Idris să îl ucidă. Idris acceptă pentru că Alpay îi promite mulți bani, dar Alpay vrea să scape și de el, în timp ce Kenan se află la terenul unde vrea să construiască o casă. Idris merge pe la spatele lui și vrea să îl împuște.